povestiri biblice din Noul Testament. Semnele vremurilor. Tu ești bărbatul care a intrat în Ierusalim ieri? Erai călare pe un mânz alb. Se spune că tu ești Mesia. Este... poate fi adevărat? Împingeți! Îl ajutăm pe omul acesta și vă ajungem din urmă. El este, nu-i așa? Acel om e Mesia! El este. Când se va proclama rege? Nu știm sigur, dar se poate întâmpla oricând. Aleluia! Noul rege a sosit! Gata cu romanii! Gata cu conducătorii răi! Mulțumesc, oameni buni! Mulțumesc! Doar gândul că Iisus va fi rege îi face pe bătrân să întinerească. Nu înțeleg. De ce nu se proclamă Iisus rege astăzi? Chiar acum? Este evident că oamenii vor asta. Oamenii ori vrea, dar nu și conducătorilor. Și ce crezi că va face cezarul când va auzi că este un nou rege în Israel? Este o prostie să crezi că dușmanii lui nu au putere. Putere asupra lui Mesia? El este Mesia, nu-i așa? Fără îndoială. Atunci romanii și ceilalți conducători ai Israelului nu vor putea să-l oprească. Căci un fiu ni s-a dat, spune Isaia, și domnia va fi pe umărul lui. Iisus încoronat rege astăzi. Imposibil. Căpitane, domnule! Ce este? Învățătorul Iisus predică în partea cealaltă, domnule. Provoacă agitație. Ceva se întâmplă. Ioan Botezătorul a venit la voi umblând pe calea neprihănirii și nu l-ați crezut. Dar vameșii și desfrânatele l-au crezut pe Ioan. Și chiar dacă ați văzut lucrul acesta, voi nu v-ați căit. E strigător la ce? Pui vameșii și desfrânatele mai presus de noi? Ai grijă, Amos, toți oamenii aceștia îl iubesc. Nu voi accepta sfaturile diavolului. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Acum chiar am mers prea departe. Gata, a spus-o. Îi va înlocui. De ce stai degeaba acolo? Nu vezi ce haos provoacă omul acesta? Nu. Vrea să fie rege. Regele întregului Israel. Arestează-l! Slujba mea e să păstrez pacea și el îmi pare destul de împăciuitor. Dacă îl arestez, va fi răscoală. Ai înțeles? Dar... Vezi? Nimeni nu-l poate opri pe Mesia să devină rege. Poate că în sfârșit a sosit ziua domniei lui. Ascultați această pildă. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nunta fiului său. Mi-au refuzat invitația? Da, majestate. Ți-au spus motivul, cred? Păi, doar părea că nu le pasă. Stăpâne, sunt unii... Mulți nu suferă domnia ta. Care sunt motivele neplăcerilor?
mândria, stăpâne. Ei tânjesc să aibă poziția și puterea dumneavoastră și refuză să vă acorde onoarea pe care o doresc pentru ei înșiși. Mergeți la ei din nou. Spuneți-le că îi iubesc, că vreau ca ei să participe la această sărbătoare. Vă rog, ajutați-i să înțeleagă. V-am mai spus, nu ne interesează. Da, plecați! Da, plecați! Plecați! Tot ce vrem e să fim lăsați în pace. Dar regele a fost atât de bun cu voi și fiul său e prințul vostru. Măcar prin participarea la nunta lui să vă arătați recunoștința. Cum îndrăznești să ne judeci? Noi suntem conducători în regatul acesta. Tu nu ești decât un rob. Nu este onoare mai mare decât să-l slujesc pe acest rege. Noi suntem cei care au făcut regatul ăsta puternic. Ar trebui să dea o petrecere în cinstea noastră. Da, așa e, da. Așa e. Faceți o greșeală teribilă. Vă rog, lăsați mândria și nesupunerea. Tu ești cel care a făcut o greșeală și vei plăti pentru asta. Acest om ți-a spus adevărul. Vă sfătuiesc să vă smeriți și să primiți invitația regelui. Asta e ce cred eu despre invitația regelui. Acesta este răspunsul final pe care îl dați regelui? Nu! Acesta este! Am încercat să-l salvez. Am încercat, dar... Găsește-i pe cei vinovați și adu-i la mine. Mă bucur că ești încă în viață, prietene. Voi încerca din nou, majestate, dacă aceasta vă e dorința. Da. O nouă invitație trebuie oferită. Cum doriți, majestate. Dar de data aceasta... De data aceasta, duceți-vă la răspântiile drumurilor, în locurile cele mai umile și îndepărtate. Și chemați la nuntă pe toți. Înțelegeți, desigur, majestate, aceste locuri sunt pline de săraci și de bolnavi. Dacă îți vor accepta invitația... Dacă îmi vor accepta invitația, trebuie primiți. Cu cinste. Cei care au fost invitați mai întâi nu erau vrednici. Bună, doamnă! Regele dorește să participați la nunta fiului său la palat. Eu? Nu, nu, eu... Du-te! Îmbracă cele mai bune haine și vină la palat diseară. Regele ne vrea pe noi? Pe noi? Dacă ești binevoitor. Am fost invitați la palat! Regele, regele ne-a invitat la palat! Ce? Când? În noaptea asta, la nunta fiului său! Trebuie să purtăm cele mai bune haine! Oh, asta este tot ce am! O vom spăla? Trebuie să repar și acele sandale! Oh, nuntă la palat! Crezi că regele mă va arunca afară? E bine, nu știu, dar ce zici de mine? Nu cred că ești cel mai urât din lume. Ăsta nu e un compliment. Nici n-am intenționat. Pe cine păcălim noi? Regele ne va trânti ușa în față.
Bine ați venit, prieteni! Maestate, vă rog, iertați-mă pentru cum arăt. Nu trebuie să-ți cer iertare. Îți știu inima și sunt onorat de dragostea și loialitatea ta. Ridică-te și să înceapă sărbătoarea! Din nou vă spun, împărăția va fi luată de la voi și dată altora. Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Acum cu atât mai mult m-am convins. Împărăția va fi luată de la voi, a spus. Și dată altora. Dată celor puțini care sunt aleși. Nu am fost noi cei puțini aleși pe malul Galilei? Și cel mai important, chiar acest templu va fi palatul lui. Prieteni, vedeți aceste ziduri? Da, învățătorule, știm ce urmează să zici. Adevărat vă spun că vine ziua când nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Nu are sens. El vine la putere, apoi templul e distrus? Nu cred că asta a vrut să zică. Nu va mai rămâne piatră pe piatră. Acestea au fost cuvintele lui. Trebuie să fie o pildă sau o zicere care înseamnă altceva. Poate un nou templu va fi zidit în locul celui vechi. Poate va fi o bătălie. Poate va trebui să luptăm cu romanii până la urmă. Veniți să-l întrebăm pe învățător. Prieteni, nu vă lăsați amăgiți în ce privește ziua venirii domniei mele. Nu suntem amăgiți, Doamne. Știm că ai venit să domnești peste Israel. Peste întreg pământul. Din nou vă spun, nu vă lăsați amăgiți. Înainte să vină ziua aceea, vor veni mulți în numele meu și vor zice: Eu sunt Hristosul. Și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și molini, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele cerului vor cădea din cer și puterile cerului vor fi clătinate. Doamne, când se vor întâmpla toate acestea? Nimeni nu știe ziua aceea, nici măcar Fiul omului. Vegheați, dar... Căci nu știți ziua, nici ceasul când va veni Domnul vostru. Ascultați această pildă. Dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar veghea. Douăzeci și unu, douăzeci și doi, douăzeci și trei... Alfeus! 24, 25... Alfeus! Alfeus! Șeș! 26, 27... Hoțul a venit din nou! A cincea oară în 21 de zile! 21, 22, adică 24, 5... Ah, vezi ce ai făcut?
Unu. O să facem pază de noapte? Trei. Vom face cu schimbul. Vrei să veghezi de la 9 la miezul nopții? De la miezul nopții la 3 sau de la 3 la 6? 3, 2, 6. 3 la 6? În mijlocul nopții? Perfect! Încă nu s-a oferit nimeni să stea de gardă de la 3 la 6? Da, aia încoace! Nu mă ofer să stau de gardă ca prost un miez de noapte. Am nevoie de odihnă. Număratul banilor necesită multă energie. La revedere! 1. Nu 2. Vei mai avea ce să numeri dacă nu ne ajuți să prindem hoțul. Ei, scârț! Nu o să mă deranjeze pe mine. Sunt pregătit. Nu am de ce să mă îngrijorez. La revedere! 1. E periculos să trăiești așa, Alfeus! Tu ești ăla care trăiește periculos! Acum, uș! E timpul pentru somnul de noapte. Somn de noapte? Așa este, Didi. Și acum să pun capcana mea uimitoare. Sunt toate la locul lor? Da, sunt. Da, sunt. Aș vrea să-l văd pe hoțul acela mare și rău încercând să-mi fure argintul. Chiar aș vrea. Chiar aș vrea. Și tu la fel? Noapte bună. Veghe de noapte, cum să nu? Ce prostie! După el! Haideți! Unii dintre noi dorm! Asta îmi va afecta profitul, pur și simplu o știu! L-am pierdut! Cel puțin nu a furat nimic. Bine că suntem pregătiți. Bine că nu am o șosetă plină de biscuiți vechi. Data viitoare, să-ți fi dat una să mă ții minte. Un ban de argint. 2 bani de argint. 3 bani de argint. Mami, îmi legi sandalele? Dar nu pot, e prea greu. Nu, vreau să le legi tu. Leagă-le tu. Fă-o tu. Au! Ce? Monedele mele! Monedele mele! Au! Au! Nu! Au! 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 Nu! Didi! Nu, Didi! Un ban, domnule! De ce nu i-am ascultat pe ceilalți? Acum este prea târziu. Prea târziu. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Cel găsit credincios și înțelept va fi pus să domnească. Dar robul rău care își zice, stăpânul întârzie să vină, și începe să bată pe tovarășii lui și să mănânce și să bea cu bețivii,
Pentru el, stăpânul va veni în ziua în care el nu se așteaptă și va fi aruncat afară, unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Dragi prieteni, curând mă voi coborî pentru ultima dată la Ierusalim, unde voi fi arestat și dat să fiu răstignit. Dar a treia zi voi învia. Va muri? Apoi va învia? Cum poate fi Mesia răstignit? Ne-am înșelat cu privire la ziua domniei lui, deși ne-a avertizat să nu ne lăsăm înșelați. Nu pot să pricep toate lucrurile acestea, dar asta știu sigur. Acel om este Fiul lui Dumnezeu. Da, Hristosul, Mântuitorul nostru. Regele regilor! Emanuel. Mielul lui Dumnezeu. Învățătorul. Părinte al veșniciei. Prinț al păcii. Atunci îl vor vedea pe Fiul omului venind pe nori cu putere și slavă mare. El va trimite pe îngerii săi și va aduna pe aleșii lui din cele patru zări, de la cea mai îndepărtată margine a pământului până la cea mai îndepărtată margine a cerului.